Șeful de post din Poiana Sibiului, împreună cu cei doi complici ai săi, audiați cu toții într-un dosar de trafic de influență, conducere fără permis, efectuare de operațiuni financiare cu acte de comerț incompatibile cu funcția, șantaj și favorizarea păptuitorului, au ajuns miercuri în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Magistrații au decis totuși ca aceștia să nu meargă după gratii și au luat măsura arestului la domiciliu. Timp de 30 de zile, inculpații nu au voie să părăsească locuințele și nu au voie să vorbească între ei. Sebastian Șebu și Daniel Moșin sunt cei doi noi subprefecți ai județului Sibiu. Au fost numiți în ședința de guvern de miercuri, urmând ca decizia să fie publicată și în Monitorul Oficial al României. Daniel Moșin a fost consilier local între 2018-2020, a lucrat la Telecom și a fost director al CM Sibiu. Sebastian Șebu este fost polițist, șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă al IPJ Sibiu, funcție din care a ieșit la pensie. A lucrat în prefectura Sibiu în timpul mandatului Mariei Minea, când a fost șef de cancelarie. Modernizarea și extinderea străzii Bruxelles va facilita legătura dintre calea Șurii Mici și dezvoltările imobiliare din zona de vest a orașului. Primăria a elaborat planul urbanistic zonal, iar pentru îmbunătățirea acestuia, sibienii sunt invitați să-și spună părerea sau să aducă completări utile. Extinderea străzii Bruxelles va face legătură cu zona vest, prin străzile Varșovia și Turda. Realizarea acestui drum va facilita dezvoltarea urbană pe terenurile adiacente străzii.